fac cu prevedere la articolul 39 aliniatul 1 din legea 215/21 privind administrația publică locală republicană. Ați fost convocați în ședința ordinară prin dispoziția 168, numărul 168 din 19.04.2018, emisă de primarul comunei Turjol, pentru data de 26.04.2018, ora 8.30, care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Turjol cu sale de componente Turjol, Ustiana, Tărâța, Câmpeni, Păhnășeni, Băsești, Părnești, Căineaga și Chemieni. Supunem la vot proiectul de hotărâre pentru a fi discutat în ședință. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Așa. Dau cuvântul domnului președinte Pușcașul Neculai. Pentru a prezenta raportul de avizare proiectul de hotărâre aprobat de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii statal. Așa, statal la comunei Turjol cu venirea cu scoare. E greu, e greu cu cititul, da? Comisia pentru Muncă și Protecția Socială, Protecția Mediului și Turism, juridică și de disciplină, analizând proiectul de hotărâre mai subiectivă, s-a constatat că s-au respectat prevederile legale. Este necesară aprobarea acestui hotărâri în vederea susținerii tuturor acțiunilor în interes local. În urma dezbaterii pe cadrul Comisiei de Specialitate, la care a fost prezent președintele Comisiei Secretară și membrii Comisiei Juridice, avizează favorabil proiectele de hotărâre mai subiectivă în forma în care a fost redactate. Fiind prezidentul majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Vă rog să aprobați procesul verbal întocmit la ședința anterioară, care a fost afișată la vizionare și statul de instituție. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Procesul verbal a fost aprobat. Număr de 12. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Turjol cu satele componente Turjol, Pusteana, Tărâța, Câmpeni, Părnășeni, Băsești, Părnești, Căineara și Chemieni, prezintă două apropiere scurine. Cum spunea și domnul secretar, ne-a fost inițial avizul comisiei de atribuire din cadrul prefecturii, a trebuit să privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Turjol cu statele componente Turjol, Pusteana, Tărâța, Câmpeni, Părnășeni, Băsești, Părnești, Căineara și Chemie. Consiliul Local al comunei Turjol, județul Bacău, examinând propunerile primarului comunei Turjol, subiecte referatul de aprobare numărul 658 din 16.2018, referatul de specialitate al compartimentului agricol de urbanești și cadastru din cadrul primăriei Turjol, privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Turjol, raportul Comisiei de Specialitate Turjol pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Local, numărul 657 din 16.2018 și avizul de data aceasta Comisiei de Atribuire de denumirea județului Bacău, numărul 4 din 23.3.2018, înregistrat la primăria Turjol cu numărul 1300 din 2.4.2018, în baza prevederilor ordonanței
Guvernului 63 din 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumire aprobată prin legea numărul 48 din 2003 cu modificările și completările ulterioare în termenul dispozițiilor articolului 36 aliniatul 2 litera C și al articolului 45 din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă nomenclatorul stradal al Comunei Cujor cu satele componente, Cujor, Cristiana, Tărâța, Cujbeni, Costânșieni, Părsești, Bărnești, Regeala și Chemieni, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județul Bacău și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului Comunei Cujor. Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale și prin publicare pe site-ul lor. Aici este și anexa. Au fost prezentat. Da. Anexa s-a cunoștință, s-a discutat și în comisia de specialitate a Consiliului Local. Dacă vreți, cea mai dacă nu. Cine este pentru? Aveți aici, domnul. Cine este împotrivă? 15. Toți. 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 Trecem la punctul 2 de pe ordine de zi și anume prezentarea rapoartelor de activitate de către toți consilierii locali. Cine este pentru? Împotriva abțineri? E cineva care vrea să-și prezinte raportul de activitate? Atunci lumea pe lemn verbal și rapid, ca să depus hârtile lor, le aveți. Mă rog, câteva cuvinte exact cu activitatea care ați desfășurat referitor la membrii Consiliului Local. La 2017. Ședințe, comisii, aparte și inițiative, da. Da, uite, domnul. Și la ședințele de comisii. Comisii. În 5 știți, pa. La fiecare ședință când trebuia am plăcut, am participat la dezbateri pe sate, am avut întâlniri cu oamenii, am avut colaborare foarte bine și bună cu salariații primării. Sigur a fost nevoie și am fost solicitat, am răspuns la primare. Cu prezentă facem. Domnul doctor încheiat, domnul Ivo, aveți cuvântul. Conform articolului 51 din articolul 4 din legea administrației publice locale, numărul 205 cu 2001, cu modificare și cu puterea ulterioare, fiecare ales local are obligația de a prezenta raportul referitor la activitatea depusă în anul precedent. Acest lucru constituie transparența și activitatea publică și elevă comunicarea consilierului local cu locuitorii Comunei Bârjol. Sunt consilieri ales pe listele PND în urma alegerilor locale desfășurate în 5-6-2016, iar în prima convocare a fost ales președinte al Comisiei Economico-Financiare și Urbanism. Am participat la toate ședințele programate, ordinare și extraordinare ale Consiliului Local, având cu această ocazie o poziție activă în majoritatea dezbaterilor privind adoptarea hotărârilor puse în discuție. Ca președinte în comisia din care fac parte, am studiat și avizat toate proiectele ce vizau bugetul comisiei pentru a veni cât mai aproape în sprijinul cetățenilor. Am încercat să ca reprezentant al cetățenilor să apăr drepturile și interesele acestora, implicându-mă activ în buna desfășurare a activităților depuse în folosul comunității. Voi încerca pe viitor, ca împreună cu ceilalți consilieri locali, să realizăm la un nivel cât mai înalt dorințele și interesele locuitorilor Comunei Bârjol. Vă mulțumesc. Altcineva? Prin depozitat de toate proiectele de hotărâre, se declară închisă. Nu am început proiectele de ședință.